După o ușoară scădere a valorilor termice diurne în primele trei zile de prognoză, vremea se va încălzi semnificativ, iar cele mai ridicate medii se vor atinge în jurul datei de 2 februarie, când vor fi 10-11 grade. În ultimele două zile, regimul termic diurn va fi în scădere ușoară. Evoluția temperaturilor minime va fi asemănătoare, cele mai reci nopți vor fi între 24 și 26 ianuarie, când media se va situa în jurul valorii de minus 9 grade și pe arii restrânse va fi ger, iar cele mai cald între 2 și 4 februarie, când media va fi ușor pozitivă. Vor fi precipitați în prima zi de prognoză și din nou din data de 2 februarie. În restul intervalului, condițiile vor fi reduse. La munte, vremea va fi rece, mai ales în primele trei zile, când media temperaturilor maxime va fi de minus 5 grade, iar a minimelor se va situa între minus 13 și minus 8 grade și nopțile vor fi geroase. Din data de 25 ianuarie se va încălzi treptat, iar până la finalul intervalului de prognoză, media temperaturilor diurne va oscila între minus 1 grad și 2 grade, iar a celor nocturne între minus 10 și minus 4 grade Celsius. Temporar vor fi precipitații, mai ales sub formă de nisoare, pe arii extinse la începutul intervalului și în primele zile din luna februarie.